Urmează să stabilim în detaliu cum am intervenit rapid și operativ, în așa fel încât am evitat vătămarea unor persoane. Vătămări grave așadar n-am avut. Sunt, așa cum și dumneavoastră ați remarcat, deja 3 persoane, dar rănite ușor din fericire. Scandalul a fost aplanat în foarte scurt timp de la intervenția polițiștilor de la acțiuni speciale și a jandarmilor care au intervenit acolo spre a împiedica orice fel de vătămare, după cum spuneam. Și 11 persoane au fost imobilizate și conduse la sediul poliției pentru cercetări. Din primele date pe care le avem la acest moment rezultă că mai multe persoane din județele Neamț și Vrancea ar fi ajuns în municipiul Toplița și acolo, pe fondul unor oarecare neînțelegeri ce preexistau, au avut un conflict în urma căruia și-au aplicat reciproc lovituri și au provocat anumite distrugeri. În consecință, în acest dosar am reținut infracțiunile de tulburare a ordinii publice, de lovirea sau alte violențe și, desigur, distrugere. Despre câte persoane ar fi vorba în total care au fost implicate în acest scandal? În total am putea ajunge la 15, pentru că aproximativ atâtea erau la fața locului. După aceea, evident, au mai apărut și alte persoane. Știți foarte bine cum se întâmplă în situații de acest fel, dar direct implicate nu sunt atâtea, ci acele 11 pe care noi deja le-am identificat și, după cum spuneam, imobilizat și condus la sediul poliției. Urmează, desigur, să stabilim participația fiecăreia dintre aceste persoane și să luăm măsurile legale ce se impun. Avem aici coordonarea procurorului, avem un dosar penal întocmit și nu vom neglija absolut niciun amănunt care poate fi lămuritor în această cauză. Aveți idee de la ce a pornit scandalul? Se pare că 2 femei s-au agresat mai întâi, au folosit chiar un obiect contundent, înțepător, și și-au aplicat reciproc lovituri, s-au rănit ușor, dar de aici a izbucnit, se pare, întregul conflict. Mulțumesc tare mult, Gheorghe Filip, a fost purtător de cuvânt IPJ Harghita în legătură telefonică directă despre scandalul care a avut loc acolo, un scandal soldat cu 3 persoane rănite, 11 oameni sunt în momentul de față la audieri. Mergem mai departe. Cu toate că ne apropiem de sfârșitul primei luni de vară, vremea rea nu vrea să părăsească țara noastră. De mai bine de o lună plouă abundent în mai toate regiunile țării. Meteorologii au extins din nou avertizările de vreme rea, astfel că la această oră sunt în vigoare coduri galbene și portocalii de ploi și vijelii, valabile pentru toată țara. Ploile torențiale din ultima perioadă au blocat mai multe drumuri din județele Bacău și Tulcea. Un mal de pământ s-a surpat în Tulcea, iar în Bacău aluviunile de pe versanți au ajuns pe DN2. Și în județul Vrancea situația este dramatică. 2 drumuri județene au fost blocate după ce râul Putna a ieșit din matcă și a inundat carosabilul. Zeci de gospodării au fost inundate, iar autoritățile au intervenit pentru a-i ajuta pe localnici. Se pare că vremea rea nu are de gând să părăsească țara noastră, iar meteorologii avertizează asupra unor noi episoade de vreme instabilă. Veștile, din păcate, nu sunt foarte bune. Avem în vigoare un mesaj cu un cod galben, respectiv un cod portocaliu, de instabilitate atmosferică accentuată și ploi abundente. Meteorologii au anunțat noi coduri care vizează mai multe zone ale țării. Codul galben face referire la Dobrogea, Moldova, estul Transilvaniei, nordul Olteniei și local în Muntenia, precum și în zona Carpaților meridionali și orientali. Codul portocaliu, de această dată, face referire la județele din vestul Moldovei, respectiv zona montană a județului Buzău. Pentru acest cod portocaliu sunt vizate cantități de apă de 40-50 de litri pe metru pătrat și izolat 60-70 de litri pe metru pătrat. În Bacău, autoritățile au dat drumul apelor din baraje după ce debitul mai multor râuri a depășit cota de apărare. Tot în Vrancea, zeci de familii sunt izolate după ce apele au distrus căile de acces spre localitatea în care trăiesc. Totuși, autoritățile au încercat să găsească o variantă pentru a-i ajuta pe localnici să rămână în contact cu restul lumii. Din păcate, vremea rea a făcut și câteva victime. 3 bărbați din Neamț, Bacău și Galați au murit din cauza
condițiilor meteo. Un alt bărbat, pilot de curse, și-a pierdut viața după ce s-a răsturnat cu mașina în râul Oituz. Meteorologii spun că vremea se va menține în general instabilă și la începutul săptămânii viitoare, în special în zonele montane. Totuși, la mijlocul săptămânii viitoare, am putea avea temperaturi de 35 de grade în mai multe zone ale țării. De câteva zile este prăpăd și la Galați. În scurtele perioade în care nu plouă, apa se adună din mai multe cartiere într-unul singur, aflat la o altitudine mai joasă. Pereții unei case au ajuns astfel să se înmoaie, de parcă ar fi fost de carton, iar o femeie a fost prinsă sub acoperișul care s-a prăbușit peste ea. Detalii despre operațiunea de salvare ne aduce chiar acum locotenent colonel Eugen Chiriță de la ISU Galați, în direct prin telefon alături de noi. Vă mulțumesc pentru acest lucru. Bună ziua! Bună ziua! Ce ne puteți spune despre... În primul rând că nu e prăpăd în Galați. A plouat, într-adevăr. Imaginile pe care le putem observa în momentul acesta nu arată că situația ar fi tocmai roz, domnule Chiriță. Nu este roz, nu, dar nu avem case inundate atât, nu avem persoane evacuate. E, într-adevăr, cartierul Valea Orașului, unde apa se strânge din 4-5 cartiere ale Galațiului. Acționăm acolo cu motopompe de mare capacitate, alte 4 motopompe în zone diferite pentru accesul la canalizare. Sperăm să intrăm în normalitate de aproximativ 2 ore. Nu mai plouă în Galați. În ceea ce privește casa prăbușită, acolo e o anexă gospodărească, o casa veche. Acea bucătărie de vară avea beci de desubt, cel mai probabil din cauza infiltrațiilor de apă, urmarea precipitațiilor, s-au muiat pereții beciului și s-a dus cu totul clădirea în beci, iar femeia a fost surprinsă în bucătărie. Putem spune că a avut noroc de un frigider, pentru că plafonul care s-a prăbușit s-a sprijinit pe acel frigider. A fost o intervenție contra cronometru, pentru că nu aveau posibilitatea nici salvatorii să stabilizeze cumva construcția, dar au reușit să o extragă. A fost preluată de un echipaj medical consultată, dar a refuzat transportul la spital. Ce ne puteți spune despre acel cartier care le spuneam în debutul acestei discuții telespectatorilor că se află la o altitudine mai joasă și că practic acolo se scurg toate apele? Care este situația? În momentul de fapt sperăm ca într-o jumătate de oră să reintre normalitate, să putem da drumul și la trafic. Noi am restricționat traficul în acea zonă pentru a nu crea valuri, pentru că apa nu a intrat în case, acolo e doar curți și grădini, dar e la limită. Nu mai știu exact situația în momentul acesta, dar e în scădere, pentru că la o jumătate de oră, chiar o oră după ce începează ploaia, tot se adună apa acolo. Dar se lucrează la capacitate maximă și cu pompele care trag apa pluvială și cu motopompa de mare capacitate al inspectoratului. Sperăm să intrăm în normalitate dacă nu mai plouă. Ce vă spun meteorologii? Ce vești aveți pentru județul Galați? Am fost și sub pe localitățile Șendren, Braniște, am fost sub cod roșu, acum suntem sub cod portocaliu, cu previzie de prelungire pe cod galben. Sperăm să nu prelungească pe locații. Domnule Chiriță, aveți probleme și în port? Păi nu, acea zonă e aproape de Dunăre, zona port, acel cartier despre care discutam. Cartierul acela, am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult. Eugen Chiriță a fost de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Galați, în legătură telefonică directă. Mergem mai departe. Grupul de comunicare strategică anunță că în ultimele 24 de ore s-au înregistrat doar 2 decese în urma infectării cu SARS-CoV-2. De asemenea, doar 53 de persoane s-au infectat de la ultima raportare. Aceste cifre vin însă în contrapondere cu cifra celor vaccinați în țara noastră de la ultima raportare. Aceste cifre vin însă în contrapondere cu cifra celor vaccinați în țara noastră, cifră care scade de la o zi la alta. Colega mea, Gabriela Mihai, ni se alătură în direct cu toate detaliile despre acest subiect. Te rog, Gabi, te urmărim. Bună ziua!
Găsit în ultimele 24 de ore, autoritățile au făcut aproximativ 20.000 de teste împotriva COVID-19, în urma cărora au rezultat 53 de noi cazuri de COVID-19. Așadar, iată că a scăzut numărul persoanelor care sunt testate pozitiv zilnic cu COVID-19. Pe de altă parte, autoritățile au raportat 2 decese, tot în ultimele 24 de ore, decese cauzate de COVID-19 și în continuare, pe secțiile de terapie intensivă, sunt internați pacienți în stare gravă, mai exact 161 de pacienți testați pozitiv pentru COVID-19. Pe de altă parte, am văzut că a scăzut numărul persoanelor care se imunizează împotriva COVID-19, astfel că tot în ultimele 24 de ore au fost raportate 8.284 de persoane care s-au imunizat cu prima doză împotriva COVID-19. Este până la urmă cel mai scăzut număr din ultimele 4 luni și asta în contextul în care ne reamintim că spuneau autoritățile că aveau o țintă de 5 milioane de români vaccinați până la data de 1 iunie, însă dacă se mențin aceste cifre și în continuare se vor vaccina atât de puțini oameni, până la urmă ținta de 5 milioane de români vaccinați nu va putea fi atinsă nici la data de 1 iulie. Important însă de menționat este că a scăzut foarte mult și incidența cazurilor de COVID-19 în toate localitățile, în toate județele, astfel că cea mai mare incidență este înregistrată în județul Alba, 0,17 cazuri de COVID-19 la 1000 de locuitori, în timp ce în capitală incidența este una mult mai mică, de 0,1 cazuri de COVID-19 la 1000 de locuitori. Gabriela Mihai a fost în direct, mulțumim. Festivalul Democrației din PNL se transformă într-o luptă fără menajamente între Ludovic Orban și oamenii lui Florin Câțu. Susținătorii premierului au sărit la gâtul președintelui partidului după ce Orban s-a întrebat ironic cum vor aceștia să aducă un suflu nou în PNL. Eu nu pretind că vin cu un suflu nou. Dar dacă se uită cineva la ceea ce am făcut în cei 4 ani în care am condus Partidul Național, eu chiar am adus un suflu nou. Dacă te uiți la primarii aleși, dacă te uiți la oamenii noi care au intrat în partid, dacă te uiți la grupurile parlamentare care sunt foarte mulți oameni tineri, eu chiar am adus un suflu nou. Acum, sigur că să vorbești de suflu nou cu o echipă în spate care o are pe Alina Gorghiu, pe Raluca Turcan, Emil Boc, Gheorghe Flutur, Victor Paul Dobre, Florin Roman și așa mai departe, ca să nu fac o listă chiar exhaustivă, să vorbești de un suflu nou. Mă rog, se poate vorbi de suflu nou, dar trebuie definit ce înseamnă suflu ăsta nou. Acestea sunt declarațiile care au turnat și mai mult gaz pe focul din PNL. Așa zisul Festival al Democrației, clamat de Ludovic Orban și Florin Câțu, se transformă într-o luptă fără menajamente între cele două tabere. Vicepreședintele liberal Florin Roman s-a plâns că nu trece o zi fără ca susținătorii lui Câțu să fie atacați de Orban. Roman l-a acuzat pe șeful partidului că a înlocuit meritocrația cu slugărnicia. Florin Câțu are o echipă de oameni care au confirmat, vin din organizații puternice cu rezultate pentru PNL, care au câștigat alegeri, în timp ce Ludovic Orban, premier în funcție la acea dată, cu sprijinul lui Nicușor Dan, a reușit performanța unui loc 3 la București. Acum, Ludovic Orban se plimbă singur prin țară. Și asta pentru că nu i-a plăcut meritocrația, ci mai degrabă slugărnicia. Unde ți este echipa, Ludovic? Ne vom vedea la fiecare conferință județeană și acolo o să se audă adevărul. Nu cu manipulări, minciuni și jigniri, cum din păcate îți tratezi colegii care ți-au adus victorii. Prin astfel de manifestări încalci toate principiile liberale pe care le invoci în spațiul public, a scris Roman. La rândul ei, Alina Gorghiu a încercat să explice ce înseamnă pentru ea un suflu nou în partid. Aceasta și-a trecut în revistă principalele nemulțumiri față de Ludovic Orban.
Suflu nou și modern înseamnă să ai curajul de a demisiona când pierzi parlamentarele. Suflu nou și modern înseamnă să nu te anunți candidat la președinție pentru 2024, știind că mai sunt multe etape până la desemnarea finală și că un astfel de anunț pripit poate îngropa PNL. Suflu nou și modern ar însemna că nu iei singur decizii de care apoi ajunge să le fie rușine membrilor PNL. Suflu nou și modern nu înseamnă să tranzacționezi soarta unor ministere importante doar pentru a-ți asigura ție șefia Camerei Deputaților. Nici reacția lui Florin Câțu n-a întârziat să apară. Premierul a postat o fotografie pe Facebook în care apare alături de sloganul PNL, Alege viitorul. Câțu a scris și un mesaj scurt în limba engleză. Ai înțeles? A scris premierul. Sindromul cănuță om sucit a fost depistat la Ministerul Sănătății. Într-o conferință de presă la Sibiu, ministrul Ioana Mihăil a reușit să discute cu jurnaliștii de la un pupitru aranjat invers. Și când spunem invers, ne referim și la prezidiu, și la microfoane, ba chiar și la notițele ministrului care stăteau cu fața la public. Nu știm dacă a fost o eroare de organizare sau doar una de moment. Cert e că imaginile au creat senzație pe internet. Prudent este să așteptăm întâi dovezi științifice confirmate, iar după aceea să luăm decizii. Pare o conferință normală, nu? Ei bine, nu e. Conștienți că ministrul vorbește de 20 de minute la un pupitru întors spre public, operatorii au strâns cadrul pe ministru pentru a evita un hohot generalizat de râs la apariția conferinței în spațiul public. Când se schimbă vorbitorii însă, nu mai e nimic de făcut, iar gafa se observă în toată splendoarea. Dar să conștientizăm ceea ce tocmai am văzut împreună. Microfoanele sunt puse de andoasele. Întregul pupitru este sucit spre public, nu spre vorbitor. Până și notițele pot fi citite de jurnaliști, nu de vorbitori. Ce-i drept, o conferință mai transparentă de atât este greu de imaginat. Cu oamenii noi în politică trebuie să ai însă răbdare. Au mai făcut gafe nevinovate și vor mai face. Ca atunci când ministrul a dărâmat de câteva ori microfoanele pentru că trebuia să gesticuleze. U071 și respectiv 234 de cazuri cu diagnostic principal COVID-19 cu virus neidentificat. Cum în rest la Ministerul Sănătății treaba merge ca pe roate, încheiem însă relatarea acestui episod cu noi să fim sănătoși. Și același ministru al Sănătății, Ioana Mihăilă, vine cu un nou avertisment pentru medicii care refuză vaccinarea. Ministrul a anunțat că angajații din domeniul medical care nu sunt imunizați vor fi nevoiți să se testeze periodic, pe cheltuială proprie. Mihăilă spune că nu poate obliga pe nimeni să se vaccineze, însă sănătatea pacienților este prioritară. La nivelul la care am creionat lucrurile, fără să ajungem la o concluzie finală, personalul medical care nu este vaccinat, probabil că va trebui să se testeze periodic cu costuri suportate de către persoana care se testează, nu de către management, nu de către Ministerul Sănătății, așa încât pacientul să fie în siguranță și, din nou, să aibă certitudinea că este tratat și diagnosticat de personal medical care este fie vaccinat, fie testat. Avertismentul vine în contextul în care Ministerul Sănătății urmează să modifice ordinul pentru infecțiile asociate activității medicale, care ar avea ca scop principal crearea unui mediu steril și îmbunătățit pentru tratarea pacienților. Urmează să modificăm ordinul pentru infecțiile asociate activității medicale, așa încât să facem mai indezirabilă absența vaccinării pentru personalul medical. Și atunci când vrem să facem lucrul ăsta, avem în principal în gând pacientul, care și el are drepturi și are dreptul de a veni în contact cu un cadru medical, fie că e medic, fie că e asistentă medicală, fie că e infirmieră, care nu îl pune la risc, adică care are șanse extrem de reduse de a fi infectat. Și asta obținem prin vaccinare. Nu putem obliga și nici nu este dorința noastră să obligăm pe cineva să se vaccineze. Dorința noastră este să informăm și să facilităm activitatea celor care sunt vaccinați. Ministrul Sănătății Ioana Mihăilă a vizitat un cabinet de vaccinare în localitatea Porumbacu de Jos din județul Sibiu și a discutat despre vaccinare cu medicii de familie și conducerea Direcției de Sănătate Publică.
Cu această ocazie, Mihăil a hotărât menținerea în continuare a conducerii militare la Direcția de Sănătate Publică. Misiune complicată pentru salvatorii din Neamț. Din cauza fenomenelor meteo din ultima perioadă, patru familii au rămas izolate în urma ruperii unui podez din lemn peste pârâul Iapa. Echipele de salvamontiști s-au chinuit să ajungă la persoanele rămase blocate, mai ales că ploua torențial. În localitatea Negulești, din comuna Piatra Șoimului, patru familii au rămas izolate în urma ruperii unui podeț din lemn peste pârâul Iapa. Este vorba despre 7 persoane, dintre care una de 80 de ani și un bebeluș care au rămas fără apă și mâncare. Pompierii din Neamț s-au deplasat la fața locului cu o auto specială de intervenție și salvare de la înălțime, o auto specială complexă pentru intervenție și un autoturism de serviciu. Salvamontiștii, cu ajutorul autospecialei de intervenție și salvare de la înălțime, le-au dus provizii turiștilor. Persoanele izolate au refuzat evacuarea din gospodării și n-au solicitat asistență medicală. Misiunea a avut un grad ridicat de risc, deoarece deplasarea peste pârâu s-a făcut pe sub o linie electrică de medie tensiune. Momente cumplite pentru o femeie din Dej. Garsoniera în care locuiește a luat foc. Femeia de 65 de ani s-a intoxicat cu fum și a avut nevoie de medici pentru a-și reveni. Aceasta a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare. Incendiul a izbucnit într-un bloc de garsoniere din Dej, de pe strada Unirii. Focul a izbucnit la etajul 3 al blocului în care se afla proprietara garsonierei în vârstă de 65 de ani. La fața locului s-au deplasat de urgență două echipaje de stingere a incendiilor din cadrul detașamentului de pompieri Dej, un echipaj SMURD, dar și o ambulanță SAJ. Din cauza fumului gros, femeia s-a intoxicat și a avut nevoie urgentă de medic. După ce și-a revenit, proprietara a fost transportată la spitalul din Dej pentru mai multe investigații. Din fericire, flăcările au fost stinse la timp, astfel că incendiul nu s-a extins și la celelalte garsoniere sau în blocurile vecine. Deocamdată nu se știe de la ce a izbucnit incendiul. Doi bărbați din Breaz au tâlhărit un vecin în vârstă de 66 de ani. Hoții erau frați și au hotărât să meargă împreună la furat. Bărbații au fost reținuți de polițiști pentru 24 de ore și urmează să fie prezentați parchetului cu propunere de arestare preventivă pentru furt calificat. Cel care a alertat polițiștii a fost chiar bărbatul tâlhărit. Forțele de ordine i-au identificat rapid pe cei doi vinovați pe raza județelor Buzău și Prahova. Potrivit polițiștilor, hoții cu vârste cuprinse între 23 și 38 de ani din Breaza ar fi profitat de faptul că ușa era descuiată și au intrat în casa unui consătean. Hoții au plecat din locuință cu numai puțin de 10.000 de lei. Prejudiciul a fost recuperat de către polițiști și predat bărbatului de 66 de ani. Cei doi tâlhari au fost duși la secție pentru continuarea cercetărilor, dar și pentru dispunerea măsurilor preventive pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată. Premieră la Timișoara, orașul se pregătește să intre în posesia primului din cele 21 de tramvaie contractate de primărie de la o firmă din Turcia. Reprezentanții companiei au anunțat că primul astfel de tramvai va ajunge la Timișoara chiar în zilele ce urmează. Primăria din Timișoara a semnat în 2019 un contract cu o companie turcească de tramvaie. Orașul de pe Bega urmează să primească 21 de tramvaie de ultimă generație. Reprezentanții companiei din Ankara au anunțat că au finalizat primul tramvai, care urmează să ajungă la Timișoara foarte curând. Mijlocul de transport este construit 100% de ingineri turci. Firma susține că tramvaiul, care are o lungime de 30 de metri, este prietenos cu natura și poate transporta aproximativ 200 de pasageri. Un alt plus îl reprezintă autonomia care îi permite tramvaiului să circule aproximativ 63 de kilometri pe baterie fără să fie conectat la rețeaua electrică. De asemenea, reprezentanții companiei din Turcia au transmis că acesta este cel mai lung tramvai din lume care poate face o distanță atât de lungă doar cu bateria proprie. Informațiile orei 14 au ajuns la final. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. În doar câteva minute pe B1 TV începe documentarul Președintele Biden. Cu mine vă revedeți mâine dimineața începând cu ora 7. Aveți o duminică excelentă în continuare. Numai bine!